Salutare, jupânilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine, jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare tare mult să apăsați butonul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi, cei care mi urmăriți episoadele, nu sunteți abonați la acest minunat canal YouTube și, bineînțeles, nu uitați să lăsați un mare follow la pagina noastră de Instagram, o veți în stânga jos pentru a ne strânge și acolo și pentru a ne forma o comunitate cât mai mare de jucuri. Noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem la fermă de data asta și m-a sunat acum nea Mărin, nenea care lucrează ca șofer pe dubă la brutărie aici la noi în sat, și m-a sunat că a bățit o belea. A bățit o belea mare, a intrat în pod acolo, exact în curba aici, exact aici mai încolo, puțin mai încolo de noi, de fermă, și mă ruga să vin să-l scot de acolo din șanț, că a intrat cu tot cu dubă și nu mai poate să iasă deloc deloc. Așa că o să mergem noi, dar o să nu știu ce tractor să iau. Aș lua parcă UTB-ul ăsta, dar acum haideți totuși să ne urcăm în el, dacă tot l-avem aici. Să lăsăm, bineînțeles, semănătoarea jos. UTB-ul, văd că de pornit a pornit el, fără probleme. Acum ne dăm jos. Decuplăm tot de aici și să mergem direct la... să luăm lanțul în primul rând, pentru că nu putem altfel să-l tractăm pe nea, pe nea Marea. Și să... îl scoatem de acolo, vă dați seama, să-l scoatem din pod de acolo, că vă dați seama, acolo a mai intrat odată și nea Marcel cu tractorul lui. Acolo a intrat și nea Marcel odată cu tractorul lui și vă dați seama, e destul de nasol. E destul de nasol să intri în podul ăla acolo cu o dubă sau mai ales dacă a avut și marfă, e destul de nasol. Da, asta este, o să-l ajutăm să iasă de acolo din din pod, vă dați seama, pentru că na, să intri în pod nu e chiar cea mai bună treabă. Acum să vedem, lanțul mi se pare că e aici la deal la stână. Să vedem cam pe unde l-am lăsat, că nici nu mai știu, să vă zic sincer. Nici nu mai știu pe unde l-am lăsat, prin ce zonă. Mi se pare că e pe la găini, pe acolo, dacă nu mă înșel. Ia să vedem noi. E pe aici sau nu e pe aici? Ia să vedem noi, ne băgăm puțin mai așa și să vedem vreun lanț pe aici, găsim sau nu găsim. Ia uite la aici, ia uite la aici, acum trebuie să venim noi pe partea asta ca să-l cuplăm. Ia să vedem. Ne urcăm înapoi în UTB, dăm în marșalier și ia să vedem noi. Uite că au căzut doi bușteni de pe furgonetă. Ia să vedem. Acum cred că-l putem cupla, nu? Da, cu capătul ăsta la alt. Ia să vedem noi. Merge sau nu merge cuplat? Ia să-i dau puțin mai în spate să putem agăța mai binișor. Atâta. Ia uite că l-am agățat. Îl cuplăm de două ori și mergem direct spre nea Marian. Mergem spre nea Marian. Să vedem, nea Marian, nu-i mai zice lumea Mărin, acum, na, fiecare cum dorește. Na, el s-a angajat de vreo 7 luni, cred că, la brotărie la noi pe aici. În jur de 7 luni are de când știu eu că s-a angajat ca șofer. Că la brotărie sunt 3 șoferi care lucrează, că avem 3 dube și 3 șoferi, fiecare cu o dubă, împarte la magazine dimineață pâine, gogoși, ce mai împarte, vă dați seama, pe la... Și pe la cofetării se mai duce câteodată. Se mai duce și pe la cofetării. Acum nu știu, ori a venit din cursă, ori a plecat. Nici nu știu să vă zic sincer cum de... Dar el vinea înseamnă că din partea aia la altă încoa. Că altfel nu prea avea cum să intre dacă se ducea din partea asta cum mergem noi acum. Dar să vedem acum. Să vedem acum și îl ajutăm, bineînțeles. Ia uitați-l. Ia uitați-l, jupânilor, cum a intrat aici în șanț, în pod, direct aici a intrat. Fii atent ce belea. Ia să opresc eu o leacă UTB-ul. Să vedem. Ia uite, în ziua nea Mărine, ia uite. Mamă, mamă, cum ai băgat duba asta aici? Cum a intrat? Direct așa, țint a intrat. Da, domn primar, na. Ce să fac și eu acum, uite că am dat de necaz și... acum mă rog și eu de matale să pot să... Dacă poți să tragi de aici din șans dubă, ar fi perfect și aș fi foarte recunoscător. Da, nea Mariană, nu e nicio problemă. Cum să nu scoatem noi dubița? Cum să nu te ajutăm? Așa că hai că eu încerc. Cheile sunt acolo. Cred că nu, ia să vedem. Ia să acolo cheile. Hai că sunt aici. Ia să pornim noi dubița.
Ce să vedem dacă o putem scoate așa, ia. Băgăm în marșalier și... N-are șanse. N-are șanse dubița asta să iasă din șanțul ăsta de aici. Oh, patinează prea tare. Patinează prea tare, ia să oprim noi motorul, ne băgăm în... Am băgat duba în marșalier și acum să vedem dacă o putem scoate noi de aici. Dacă nu o putem scoate, e belea mare. Dar sperăm ca cu Tebescu să putem tracta. Avem cârlig? Avem, asta e partea bună, că avem de unde să o agățăm. Ia să pornim Tebescu. Și trebuie să ne băgăm în marșalier acum. Ne băgăm în marșalier, ia să vedem. Op, să-l ajutăm pe Nea Marian. Și, bam, stai un pic. Stai un pic, ca că trebuie să agățăm și noi aici. Hai, mă, nu vrea să se dezgațe. Fii atent, că nu vrea să se... Nu prea vrea să agațe aici la dubiță cârligul ăsta. De ce? Nu știu, să vă zic sincer. Ia să vedem, mai încercăm o dată, dacă nu... Fii atent, că nu vrea. Atâta, uite că s-a agățat acum abia. Și da, cred că nu are nimic Nea Marian în dubiță. Ia să vedem. Deschidem dubița, nu cred că are nimic marfă ca să druncinăm noi pe aici. Hai că n-are nimic. Acum să închidem înapoi ușile și să vedem dacă îl putem trage cu Tebescu. Așa sperăm să-l putem trage, că da, e nasol. E nasol când ai o dubiță băgată în șanț. Ia să vedem, băgăm în viteză cu Tebescu și dă-i, dă-i blana acum, auto. Auto cum a tras-o. Era să rupem cârligul, cred că. Hai, hai, Tebescu, nu mă dezamăgi, că tu nu mai dezamăgi niciodată. Auto cum îl trage, băi, 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 ia, băi, auto cum l-a tras. Hai, hai, mai trage-l un pic, măcar până la asfalt aici, să îndreptăm și noi roțile. De fapt, să le punem invers, să cotească. Ia să vedem. Așa, uite, la maxim îi dăm așa. Și acum ia să vedem, că putem trage puțin mai la stânga, să nu o lăsăm chiar în drum. Hai, Tebescule, dă-i blană, dă-i blană, nu te lăsa, știu că poți să-l duci. Știu că poți să-l duci. Așa, ia să ne băgăm noi puțin mai forțat, dăm în marșalier și băgăm viteză și dă, Tebescule, uite cum a tras dubița. Gata, uite, ia uite cum a tras-o. Ia să ne dăm jos, băgăm și noi dubița asta pe avarii, cred că mai pornește ea acum, nu? O, pornește fără probleme. Pornește fără probleme. O, na, eu acum i-am băgat dubița aici înapoi pe asfalt. Lunea Marian, acum, na, se descurcă omul. Eu l-am ajutat, sper să... Hai măi, o, stai un pic, că trebuia să... Atâta. Eu l-am ajutat pe om, acum sper să fie treaba bună. Dubița văd că nu are vreo julitură prin față sau ceva, nu? Ia să mă uit eu mai bine. Cred că nu are vreo julitură. Ia să vedem noi. Oprim și noi Tebescu mai pe aici. Și îl punem pe avaria, asta este. Ia, are vreo bușitură? Nu are. La număr? Nu, mă mir cum de a scăpat fără vreo zgârietură. Că cred că a dat ceva pe aici. Bine, a avut noroc că a fost multă iarbă și mai puțin pământ. Dar văd că n-are julituri dubița așa. Asta e o dubiță cumpărată de 3 luni, cred că. Nu are foarte mult. Bine, nu e nou-nouță, dar totuși. E din 2016-17, ceva pe acolo. Da, deci a scăpat cu noroc Nea Marian. Am să ne zim înapoi în tractor, să ducem și noi cârligul ăsta înapoi acasă. La stână, de fapt. Îl ducem direct la stână. Am scăpat de o treabă, l-am ajutat și pe Nea Marian. Mărin, nu vine zis Marin, ba Marian, ba Mărin, nu știu cum să-i mai zic. Și da, uite că l-am ajutat ușurel, am mai făcut o treabă bună. Acum să sperăm că totul e bine, sperăm că nu o să aibă vreo treabă dubița, nu cred că... Eu am văzut că nu e nicio zgârietură, nu are nici pe bot vreo zgârietură pe față, nu are nici pe lateral. Acum să vedem, sper să meargă bine și să nu mai pățească nimeni așa ceva, că vă dați seama, când pățește așa ceva nu-i cel mai, nu-i cel mai bine. Da, acum ia să vedem, să ajungem și noi, să punem lanțul înapoi, uite, avem nevoie de lanț. Am mai avut nevoie eu de lanța cu vreo lună și ceva, când am mai tras dubița cu lemne. Uite, la ce drumuri sunt pe aici prin Dumești? Da, bine, sunt și drumuri bune, sunt și drumuri rele, dar trebuie să fii și atent când conduci, să vă zic sincer. Da, să-l lăsăm pe Bobiță să treacă. Hai, Bobiță, unde te-ai băgat și tu?
Fix sub tractor te-ai băgat, nu? Bravo, Bobițe. Eu acum mai pun lanțul la locul lui. Așa, du-te mai încolo puțin să mă bag și eu pe aici. Atâta, hop. Hai că-i dau mai marșalier puțin. Ia să vedem. Decuplăm și noi de aici lanțul. Lăsăm aici că la nevoie ne trebuie. La nevoie ne trebuie, maxim. Hop, să parcăm și noi UTB-scul. Îl lăsăm frumos aici, ne dăm jos. Și acum ia să punem și noi lemnele astea la locul lor. Nu știu cum de s-au decuplat de aici, dar în fine. Ia uite. S-au decuplat cam toate, dar nu știu cum. Că doar știți că le-am adus recent. Nu le-am adus chiar acum de mult. Să vă zic sincer, nici nu mai stau, văd că. Asta e, le pun în remorcă dacă nu ce nu vor să stea pe aici. Bam, unul aici, mai punem încă două și gata, ca să nu mai cadă atâta din remorca asta. Așa, pe aici și încă unul. Hai că merge. Gata, ia uite. Bam și bum. Hai mai, gata. Păi da, jopânilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mult jopâni pe acest minunat canal YouTube. Data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.